Ce îmi spune unul dintre morții tăi cei mai dragi, cel mai iubit dintre morți, când te lasă inima să-l visezi? Dragule, aici a început deja. Nu mai poate dura mult până începe și la voi. Cubulețele de pământ s-ar zi și noapte ca dopurile de șampanie de pe răpătații pe care îi înveleg. Cele acoperite de iarbă prea uscată se aprind și luminează, ca trăsoare. Al meu cel puțin așa s-a aprins. Noi, sinucigașii, ne-am trezit fiecare așa cum ne-am făcut felul. Unul cu un cuțit în inimă, altul cu glonțul în creier, altul cu venele deschise. Însă se lucrează din greu la imagini. Eu am primit același maior plendurit în care m-am spânzurat și te aștept tot cu ștreangul la gât. Dar rafiei s-a poruncit să înflorească, iar Dumnezeu pictează fluturi pe fiecare petală din ștreangul de flori, atent, de parcă mi-ar fi cel mai bun prieten bărbierindu-mă pentru muntă. Aici te trezești. Cami doarme liniștită, pijamaua cu tweety se ridică și coboară lent, din păduri se aude motorașul cu mușchi din năsucul lui Sebastian. Ca de obicei, după dezastru, lumea e perfectă. După ce i-au luat cadavrul, sub țeava unde a târnat tatia a rămas foara de rapie. Am privit-o lung, moartea aștepta în ea precum mierea în flori, proaspete și fremătătoare, ca petalele roșii din obrăjorii fiului meu seara, când râsul îi miroase a cereale cu lapte și miere.